Dincolo de asta, aș vrea să știu care este povestea romanului, pentru că din discuțiile cu prietenii autorului am înțeles că există și așa ceva, că au fost trimise niște cărți poștale, că are o poveste acest roman în spatele lui și de ce Obrăzarul, de ce ai ales acest titlu. Felicitări încă o dată pentru carte și să sperăm că vii și cu alt roman, acum dacă e la Varșovia sau alt roman epistolar de dragoste, hotărăști tu. Mulțumesc, Ileana, mulțumesc, Bogdane. Mulțumesc foarte mult Editurii Fractale și Octopiei Tatăl, pentru că fără voi romanul ăsta n-ar fi intrat în sfera literaturii române. O să încep cu răspunsul la întrebarea Ileanei, de ce e Obrăzarul? Pentru că Japonia este o cultură în care foarte multe lucruri se întâmplă mai multe planuri. Și oamenii când ies să discute anumite chestii au întotdeauna un fel de mască. De fapt, nu e o chestie specifică doar Japoniei, dar și nouă românilor. Așa mi se pare că, de fapt, ce încerc eu să fac în cartea asta e să trag foarte multe paralele între cultura japoneză și cultura românească. Cam asta e răspunsul și eu cred că noi toți suntem purtători de măști. La Eminescu folosește, dar nu știam ce e cu el și mi s-a părut că e așa frumos, așa, ceva ce pui pe obraz, ceva foarte aproape și intim. Vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați zis. Eu aș mai vrea să adaug, de fapt, trei lucruri foarte scurte și concise. În primul rând, romanul ăsta este, de fapt, un fel de traducere. Un fel de traducere din limba engleză, pentru că personajul feminin nu știe limba română. Și ce veți citi voi e, de fapt, o încercare de... E un fel de traducere fictivă a unor scrisori fictive. Și asta e foarte important, pentru mine mă interesează traducerea ca atare și ca mijloc de trecere, de tot felul de frontiere, inclusiv culturale, dar și geografice. Și de fapt este un roman despre importanța traducerii. Și chestia asta reapare iar și iar în roman de multe ori. A doua chestie pe care vreau să zic eu e că este un roman în care continuă să explică ceva. Este un roman cu explicații. Este un roman în care explicația joacă un rol foarte important. Explicația, în general, practica explicației ca atare. Noi folosim de foarte multe ori scurtături de gândire sau, nu știu, clișee sau... Da, lucrăm cu rezumat, exact, dar aici se încearcă o analiză foarte detaliată a unor gesturi, unor comportamente, unor constelații, ca să folosesc un termen beniaminian. Deci asta e a doua chestie importantă. Și ultima chestie e că vreau să vă zic că, de fapt, romanul nu e atât de clar cum l-a prezentat Liliana aici. Eu cred că nu e așa de clar. Ce a prezentat ea e citirea ei, e lectura ei a romanului. Da. Deci asta e lectura ei. Eu cred că lucrurile nu sunt chiar așa de precise. Da, și în final vreau să zic că este și o încercare de prididire cu străinul. Pentru că este un caz în care cineva întâlnește un străin și încearcă să inițieze cu el un fel de contact, un fel de dialog. Și asta, și ce a ieșit aici este rezultatul acestui dialog. Cam asta vreau să vă zic, vă mulțumesc foarte mult. Stai, încă nu mulțumim. Poți să te întreb dacă romanul e autobiografic, dacă nu e secret? În mod normal, l-am scris eu și zi de zi lucrând la el, a intrat în biografia mea, deci este parte din biografia mea. Stai, nu-ți fosila, mă interesează japoneza, există sau nu?
dat să menționez. La un moment dat, bărbatul și femeia se apropie foarte mult cultural. Simțim că ceea ce crede autorul îi atribuie și lui și ei aproape în aceeași măsură, la nivelul expozițiilor, la nivelul interesului pentru celălalt. Dar dincolo de asta, eu bănuiesc că a existat o femeie. Nu poți chiar să-ți imaginezi totul. Și nu cred că am pun întrebare așa indecentă. Sau mai multe. Nu știu. A existat, probabil. Și toate erau stewardese. Nu cred că e o întrebare importantă. Nu e importantă. Citești un fragment? Ce să zic? Le-am spus din timp de fragment și acum mă întreabă ce să citească, nu? De 6 septembrie. Stai, suntem în 2 iulie, ia să facem. Trebuie să aducem așa la cort din părănită. 6 iulie. Pe cum ai spus cândva că nu te înțeleg, acum nu mă înțelegi și tu mai deloc în anumite privințe. Imaginația ta puternică trebuie să joace festa, descriind icoana mea. Cine sunt eu, cum simt, ce gândesc, nimeni nu se poate abține din a doua o face. Am făcut-o și eu când mi-am imaginat lucruri despre tine. Nu te văd decât foarte rar. Respectiv, asemenea chestiuni sunt inevitabile. Oricum, nimeni nu mă poate înțelege perfect pe un altcineva. Dar nu contează asta acum. Nu te rugăm să-mi explici, ți-am scris doar ce mi-am dorit. Clar, nu e de ce are să explicația. Clar, nu e cinstit ca tu să fii doar un ascultător. Desigur, trebuie să ai un punct de vedere pe care presupune bine să-l cunosc și eu. Prietenia presupune și cunoașterea reciprocă. Nu-i așa? Interesant cum ai adus tu vorba despre ciudățenia persoanei mele. Ce spun că pe un compliment, contrastându-mă cu o persoană mediocră. Mă întreb însă ce e mediocritatea pentru tine. Doar fiecare persoană pe pământ este unică. Nu există niciun sens în scuze dacă tu nu crezi că ai înfăptuit ceva greșit. Ești încrezut în sine. Nu te comporta artificial doar ca să mă faci să mă simt mai bine. În primul rând, astfel nu mă simt deloc mai bine. Starea mea de spirit este o rezultantă mai multor evenimente seriale. Așa că stai fără griji. Dorința asta a ta de a mă face să mă simt mai bine mi-a readus în minte povestioara din manualul de consumație din liceu, scrisă de Hisashi Inoue. Am fost împreună la o lecție publică pe care o ținea în Tokyo pe când eram cu studentul. Mai ții minte? Povestitorul își aducea minte despre un fragment din copilăria sa petrecută într-un orfel din alt. Unul dintre învățătorii de acolo era un călugăr creștin pe nume Ruro. Omul acela avea textul mare pluștit. Printre ucenici se zvonea că pe vremea războiului, fiind prizonier de într-o lagă de concentrare japonez, un general al armatei imperiale l-a zdrobit cu un ciocan. Pentru că Ruroi ceruse administrației lagărului să nu muncească cu inicii, precum e menționat în Biblie. Călugărul acela avea o inimă de aur și tânărul Hisashi avea o stimă mare față de lui. Într-o zi, Hisashi și-a luat inima în dinți, s-a apropiat de trupurile său și i-a cerut iertare pentru fapta ofițerului japonez. Ruroi l-a liniștit, dar l-a și apostrofat. Nu-și cere scuze. Este arogant să te comporți ca și un reprezentant al guvernului japonez, când nu ești deloc așa ceva. Mulțumim și autorul vă oferă autograf. Vreau doar să mai spun că există unele cărți care dacă nu le scrii la un anumit timp sau într-o anumită perioadă a vieții, cumva e mai greu, adică să redai sau să folosești resursele sau energiile alea, poate ale unei vârste sau unei etape. Și în cazul ăsta am avut senzația că, deci, n-am avut nicio problemă că textul e aparent mai vechi sau a fost scris acum câțiva ani, pentru că există în cartea asta un fel de motor biologic al textului pe care el l-a prins și o energie extraordinară. Și, deci, e o carte scrisă când, exact când trebuia și cumva pleznită la o etapă favorabilă sau de grație sau... Și asta o să simțiți la lectură, cred. Deci, cumva, în sensul ăsta e un text care devine actualizat mereu, oricând, la orice lectură.
Deci mulțumim și autorul aici, puteți să discutați cu el, să mai întrebați secretele ale cărții. E o carte pe care după ce o citești sau cunoștești, te întrebi mereu, bun, dar chestia asta a fost reală, pentru că e așa cumva de bine scrisă, încât îți spui problema, bun, e realitate, literatură, e ficțiune, până unde merge, câte level are textul ăsta sau viața cu text. Ok, bun.